Zeci de elevi și-au măsurat cunoștințele pentru a afla care este cel mai bun chimist din țară. Totul s-a desfășurat la Tabăra Națională de Chimie. Această tabără a avut loc la Baia Mare, în județul Maramureș, între 3 și 10 septembrie. La cea de-a 12-a ediție au participat tineri din toată țara pasionați de chimie. 77 dintre cei mai buni elevi la această disciplină au fost selectați în urma Olimpiadei și a concursurilor naționale pentru a participa la această tabără. Botoșanul a fost reprezentat de 2 elevi, Dănuț Murariu de la Colegiul Național Mihai Eminescu și Gabriela Agafița de la Liceul Teoretic Grigore Antipa. La mini-olimpiada care s-a desfășurat la încheierea cursurilor de pregătire, elevul Murariu Dănuț a obținut mențiunea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Inspectoratul Școlar Județean Botoșani încurajează elevii să participe anual la concursurile naționale și la olimpiade. Este o oportunitate foarte bună pentru a vedea nivelul la care elevul se află. De asemenea, elevii își pot da seama mult mai ușor ce anume din materia predată nu stăpânesc.